Iar din luna aprilie, vaccinarea anticovid se va realiza cu ajutorul medicilor de familie și a cabinetelor de familie. Comitetul Național pentru Vaccinare va primi astăzi listele cu medicii de familie care își doresc să participe la campania de vaccinare. Pe acest subiect stăm de vorbă chiar cu un medic de familie, doamna Evelin Cristescu. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Bună dimineața! Așadar, cum va decurge exact vaccinarea la medicul de familie, doamna doctor? Să știți că asta este o întrebare foarte bună. Nu știm încă. Nu am fost anunțați nici într-un fel despre nimic de tipul acesta. Direcțiile de sănătate publică au trimis... Ieri am primit eu, de exemplu, un mail către toți medicii de familie, cred, întrebându-ne dacă dorim tipăm la acest efort. Marea noastră majoritate dorim, sunt sigură de treaba asta, iar cei care nu și-au exprimat încă disponibilitatea în acest sens, cred că au fost reținuți datorită faptului că nu știm de fapt ce ni se cere. Nu avem niciun fel de informație oficială. Tot ce știm noi despre faptul că vom participa poate la campania de vaccinare este ce aflăm de la televizor. Și atunci, sigur că sunt oarește îndoieli. Dar oare vă vor fi decontate cheltuielile și mă refer aici la seringi, halate de unică folosință, pentru că vor trebui schimbate mai des, având în vedere că va fi și un flux de pacienți mai mare și dacă ar fi să fie aceste decontări, cam de ce sumă ar fi vorba per pacient? Cam cât considerați că ar fi bine să fie alocat? Vă mărturisesc că personal n-am făcut un calcul în acest sens. Cred că probabil că normal ar fi ca statul să se implice în aceste cheltuieli așa cum te implică la centrele de vaccinare, nu-i așa? Deci și aceasta este una dintre întrebările pe care și le pun colegii și pe care mi le pun și eu, vă mărturisesc. Nici răspunsul la întrebarea asta nu îl știm. S-au vehiculat oarecum prin presă niște cifre și niște idei. Nu știm cât de valabile sunt, fiindcă nu am primit nimic oficial. Nu a fost vorba de nicio comunicare oficială față de medicii de familie în acest sens. Și atunci noi putem să avansăm orice cifră. Dacă vine după aceea ministerul și spune că nu nici vorbă, că după părerea lor trebuie să se întâmple pe cheltuiala noastră, sau că ar costa, știu și eu, cât o sumă derizorie, de fapt, degeaba avansăm noi cifre. Nu cred că așa se pune problema. Cred că cei responsabili cu organizarea campaniei de vaccinare trebuie să comunice eficient, lucru care nu s-a întâmplat, de fapt, până acum mai deloc, și să ne informeze și pe noi ce avem de făcut, ca și noi, la rândul nostru, să putem să ne informăm pacienții care și ei văd la televizor că s-ar putea să se desfășoare campanie de vaccinare prin intermediul cabinetelor de medicină de familie. Ne întreabă și nu știm ce să le spunem, nici de când. Avem o idee cam cu ce vaccinuri, dar nici asta nu știm sigur și așa mai departe. Bănuiesc că oamenii au întrebări și legate de modul de înscriere, dacă se vor mai înscrie pe platformă sau vor apela direct la dumneavoastră. Firește. Aceste întrebări le avem cu toții și noi avem întrebările astea. Dacă ne sunt alocați, știu și eu, niște pacienți pe fiecare zi, cam care ar fi numărul ăla? Dacă pacienții se înscriu direct la cabinetul nostru, dacă vaccinăm doar pacienții noștri sau și pacienți veniți din stradă cu dorința de a se vaccina, toate astea sunt întrebări la care nu există răspuns. Și noi, cel puțin, am învățat să ne ferim să avansăm ipoteze, pentru că ne sunt cu ușurință desființate ulterior de către autoritățile statului, care au cu totul alte idei despre cum ar trebui să fie. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, cam câți pacienți credeți că ați putea vaccina pe zi sau pe oră, uitându-vă așa la capacitatea pe care o aveți în cabinet? Cu certitudine, campania de vaccinare anti-COVID ar trebui să se desfășoare în afara programului de în afara programului de lucru. Asta este limpede. Nu putem să vaccinăm anti-COVID printre copiii care vin pentru vaccinarea obligatorie sau printre vârstnici cu patologia proprie. Probabil că
din punctul ăsta de vedere, domnul doctor Gheorghiță are dreptate, măcar 20 de pacienți pe zi, cred că fizic am putea să vaccinăm. Depinde foarte mult însă și ce doze de vaccin vom avea și ce cereri pentru aceste doze de vaccin vom avea, fiindcă vă spun cu toată responsabilitatea, eu urmăresc campania de vaccinare în fiecare zi și bag de seamă cu ușurință că marea majoritate a oamenilor preferă vaccinul de la Pfizer, care nu va exista în cabinetele medicilor de familie pentru că nu există posibilitate de stocare pentru el. Deci, vedeți că și aici este o problemă. Deci cel mai probabil vor exista seruri de la AstraZeneca, Johnson & Johnson, care urmează să vină acum. Exact. Păi de aceea se și pune problema să înceapă undeva în luna aprilie, probabil dincolo de jumătatea lunii aprilie, când probabil va veni serul de la Johnson & Johnson. Mă gândesc că așa vor sta lucrurile. Doamna doctor Evelin Cristescu, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în jurnal. Noi continuăm acum știrile.